Vești bune pentru turism, guvernul intenționează să micșoreze TVA-ul în industrie printr-o ordonanță de urgență. Vestea dat-o președintele PSD Liviu Dragnea. Doamna prim-ministru mi-a spus că intenționează să adopte ordonanță de urgență privind reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement și de wellness de la 19 la 5%, iar redevența pentru apele termale se meargă la 0%, a declarat Liviu Dragnea într-o emisiune televizată. Acesta a comparat taxele de turism din România cu Ungaria, unde acestea sunt de 0%. În comparație, România are un pot potențial turistic mult mai mare decât Ungaria și cu toate acestea avem mult mai puțin turiști în țară. O altă măsură care urmează să fie implementată este înființarea a două fonduri care să contribuie la dezvoltarea turismului. Am avut o discuție inițial cu doamna premier, ce mi-a zis este că vrea să adopte această ordonanță, vrea de asemenea să creeze două fonduri, un fond pentru a sprijini agenții economici care investesc acolo și un fond special pentru acest sector care are un potențial uriaș pentru autoritățile locale ca să investească în infrastructura respectivă, Am mai spus Liviu Dragnea. Din 2015 și până în prezent, tva a scăzut de două ori, Prima dată de la 24 la 20%, pentru că mai apoi să mai scadă cu un procent până la 19%.